Și-au făcut un cadou la început de sesiune parlamentară și au majorat pe ascuns suma forfetară cu aproximativ 7500 de lei. Aceștia se vor adăuga celor 28.000 de lei pe care îi pot cheltui pentru cabinetele parlamentare. Ajung astfel la 35.500 de lei lunar. O parte din acești bani trebuie decontați cu facturi, dar alții pot fi luați doar pe declarații pe propria răspundere. Votul a fost dat în unanimitate vinerea trecută. Ne dă toate detaliile colega mea Elena Crângașu. Elena, dacă poți să ne explici ce înseamnă mai exact această sumă forfetară și pe ce pot da mai exact aleși bani. În primul rând, cum a fost făcută această majorare, cum am mai văzut în alte cazuri în Parlamentul României, o ședință a conducerii Parlamentului, practic, anunțată cu puțin timp înainte, într-o zi de vineri, în care presa nici măcar nu avea acces în Parlament, o ședință făcută online, în cadrul căreia s-a stabilit această majorare a sumei forfetare pentru cabinetul parlamentar, pretextul fiind majorarea salariilor pentru angajați, cum ar fi consilierii, de exemplu, pentru că având în vedere că n-au mai fost majorate indemnizațiile parlamentarilor, nici salariile pentru angajații din birou nu au mai fost majorate. Însă, în momentul de față, un parlamentar are pentru cheltuielile cu biroul o sumă de 28.000 de lei, suma brută. În momentul de față, prin această majorare, se mai adaugă alți 7.000 de lei. Ce înseamnă asta? Pentru că din acești bani nu își plătesc doar angajații, ci pot folosi banii așa cum consideră, de exemplu, pentru cheltuieli cu cablul, cu internetul, pentru a-și cumpăra mobilă în biroul parlamentar sau pentru a-și face promovare în cadrul biroului parlamentar. A fost o învoială, spuneam, făcută pe sub masă la propunerea liderului minorităților, vorbim despre Varujan Pambucian. Discutăm despre acest subiect cu colegul meu Florin Negruțiu. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Îți vremuri grele în Parlament, pare, nu? Mie mi se pare, de fapt aș vrea să atrag atenția asupra altui lucru. Ne amintim când a fost vorba de salariile majorate și ale primarilor și tot așa, toate făcute fără transparență. Și acum, într-o vineri, când parlamentarii, hai să fim sinceri, de miercuri, după amiază, dispar din Parlament, într-o vineri aveau o reuniune a conducerii Parlamentului și acolo au votat asta, fără nicio supărare din partea vreunuia. Da, fără opoziție. Aveam noaptea ca hoții, acum avem vineri ca parlamentarii. Într-adevăr, nu îi dă munca afară din birouri pe parlamentarii români, dragii de ei, bieții de ei, dacă îi cauți de miercuri încolo, o să-i tot cauți. Vinerea, eu nu știu, tu ai văzut că ai făcut și tu Parlament ani de zile, ai văzut vineri activitate în Parlament? Niște ani pe acolo, eu nu. Vinerea nici măcar nu ai acces în Parlament. Da, adică și joia. Și uneori și miercurea. Uneori pleacă de marțea. Sau de lunea. Alteori nici nu vin. Știi? Este foarte plăcut. Și e un fel de sanatoriu Parlamentul României. Eu n-aș avea o problemă ca parlamentarii unei țări să fie bine remunerați. Să simtă că trebuie să fie recompensați pentru munca lor. Dar când te uiți la ce produce un parlamentar, vezi că ia banii ăștia cam degeaba. În al doilea rând este maniera, așa cum spuneai și tu, în care și-au dat această mărire. Că de fapt și-au dat mai mulți bani într-o zi de vineri, într-o ședință ad hoc, online, da? Că nu s-au dus, nu s-au deplasat la Parlament. Era doar câțiva, da. Deci au făcut o întâlnire online. Este ca și când eu și cu tine și cu colega nu ne-am mai ajunge cu banii, nu? Am constatat că este inflație și ne-am dat întâlnire vineri într-un birou aici și am zice, bă, ce facem? Trebuie să ne mărim și noi, că nu se mai poate așa, nu? Cât avem luxul ăsta? Să ne mărim din pix veniturile pe care le încasăm lunar. Nimeni, mai nimeni în țara asta. Căci cine împarte, parte își face. Iar parlamentarii României își împart. Mie însă îmi ridică un semn de legalitate sau de lipsă de legalitate această manieră de a-și crește suma forfetară, pentru că am impresia că totuși au nevoie de o lege. De modificarea legii statutului senatorilor și deputaților, 96 din 2006. Dar asta ar trebui să ne spună tot parlamentarii, dacă pot să-și mărească această sumă forfetară din PIX, adică să-și
cum se ia suma asta forfetară? E coeficient din indemnizația brută a parlamentarului. Și în momentul ăsta coeficientul este 1,5% și l-au mărit în această ședință pe șest la 1,9. Dar asta înseamnă totuși că ar trebui să modifice o lege. Cel puțin așa intuiesc. Ne vom lămuri în zilele următoare. În mod clar este, așa ca fapt divers, este un nou gest de sfidare al aleșilor noștri la adresa celor care i-au pus acolo, care i-au ales. Da, o să se lămurească foarte repede, Florin, aș spune că pe 1 martie trebuie să-și aplice. Adică legea trebuie să treacă foarte repede. Și mai este un lucru. Să se aplice, la ei se poate foarte, foarte repede. Adică în februarie decide, în martie deja primesc bani în plus. În Parlament, când este vorba despre banii lor, se lucrează cu unanimități. Ai văzut. Foarte puține voci sunt împotrivă sau deloc. Aici, însă, nu este vorba doar despre o mărire a sumei forfetare. Este vorba și despre o diversificare a cheltuielilor. Până acum puteau să-și justifice suma asta în cuantum de vreo 3.500 de euro pe lună, pe salariile angajaților de la birourile parlamentare, pe chirii și pe combustibil, carburant. Și cred că mai era o cheltuială. Acum au voie să facă practic orice cu banii ăștia. Inclusiv să își angajeze servicii de promovare personală pe rețelele sociale. Astfel încât s-ar putea ca în perioada următoare să-i vedem mai des la față. Pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok, pe aleșii noștri. Să-i vezi mai des la față, da, pe, în mediul online, nu neapărat în mijlocul oamenilor, să mergă să dea mâna cu ei, să-i întrebe ce problemă ai. Asta este pe banii noștri. O să-i vedem mai mult și mai des pe banii noștri. Pentru că, până la urmă, factura asta nu o să plătească nici partidul, nici statul, o să plătească tot contribuabilii, pe care, de fapt, nu-i întreabă nimeni nimic unde se duc taxele și impozitele lor. Da, le plătim reclama și mai era interesant faptul că ei pot să dea doar declarație, nu trebuie să ducă facturi pentru toate. Deci dai declarație că ai cheltuit banii în acea zonă. Mi se pare că e 50-50%. Pentru jumătate trebuie să justifici cu facturi, pentru jumătate nu, deci din ce în ce mai convenăm. Da, e dulce traiul la stat. Dulce. Florin Negruț, mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu.